Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi continuăm seria Cum e Ceradu cu Din Dragoste, episodul 2. Așa că înainte să începem, vă invit, dacă nu mă urmăriți deja pe Instagram, să o faceți. Mă găsiți și pe Twitch și pe TikTok și pe Instagram și pe Facebook și nu în ultimul rând aici pe YouTube. Dacă vă place clipul, vă invit să dați un like sau un com sau să vă abonați. Așa că haideți să începem. Așa, se vede puțin rău la început, dar o să tragem peste, da? Deja am reținut cum arată platoul de televiziune. Doamnelor și domnilor, bună seara! Doamnelor și domnilor, suntem în 14 FPS-uri. Bine v-am găsit la episodul 10, care și întrece, din acest sezon, aici, la emisiunea Din Dragoste. Nu de puține ori m-ați auzit de 3 ani de zile de când prezint această frumoasă emisiune. Mă rupe nostalgia, chat. Mă rupe nostalgia, pur și simplu mă distruge. I mean, he's really handsome, but... De 3 ani prezentat deja aici. Ok, hai să vedem. În episodul anterior ne-am uitat și Mircea Radu era absolut nepregătit pentru rolul pe care l-avea ca și moderator în emisiune și ca și host. Acum poate în aceste 10 episoade învățați să prea diferit situația și sigur o să vedem ceva de-a dreptul nemaipomenit. Veți vedea o poveste de dragoste cum nu ați mai întâlnit niciodată. Sau, deși sunt oameni simpli pe care îi puteți întâlni la magazinul din colț, au o poveste de dragoste care seamănă cu un scenariu de film. Și chiar așa, am gândit că dacă un străin ar vedea un film inspirat dintr-o poveste prezentată aici la Din Dragoste, ar spune, nu se poate. Scenaristul ăsta e nebun. Pentru că nu se poate ca viața să fie tristă, veselă, darnică, așa cum a fost prezentat aici. N-am înțeles nimic. N-are nicio noimă. Nici el nu știe ce-a spus. Apropo de film. Da, superb, da, într-adevăr, fost un episod, a fost de vis, a fost un film de Oscar. Vă mai aduceți aminte filmul rusesc Gară pentru doi? În care trenul lui dispărea noapte și ea rămânea pe peron plângând? Nu. Sau? Deloc traumatizant. Da, așa s-a întâmplat în povestea de dragoste dintre Laurențiu și Alina. Alina. Alina avea 17 ani. Nu începe foarte bine. Laurențiu avea 32. Grooming. S-au iubit? Și Laurențiu a plecat, lăsând-o pe Alina pe peron, plângând și sperând că vorbele lui nu au fost doar în vânt. Ce poveste frumoasă! Doar la Mircea Radu în emisiune. Anii au trecut, doi la număr, Și draga de Alina nu și-l poate scoate din minte și din suflet pe Laurențiu. Pentru că ea, lângă Laurențiu, s-a simțit cu adevărat femeie. Haideți să o ascultăm pe Alina, să vedem ce spune ea. Dragii mei, suntem în Iași și... În Iași, salutări tuturor ieșenilor, dacă nu știați, ia uitați, chiar aici s-a filmat emisiunea. Am venit aici să o cunoaștem pe Alina, care are 21 de ani. Da. El a cunoscut pe Laurențiu acum 4 ani, într-o gară. E foarte frumoasă, în afară de sprâncenie, este absolut superbă. Laurențiu avea atunci... Câți 31. Ani? 31. Diferența de 15 ani. Efectiv, am coadă vârsta ei aproape. Diferență mare, diferență mică, bună, cum ți s-a părut? Acceptabilă. Acceptabilă. Așa. Da. Ce m-a frapat pe mine a fost... Ce drăguță e și finuță și molicică. Că el... te-a abordat următoarele cuvinte. Uite, eu sunt Laurențiu, tu ești, da? Aș vrea să vii până la mine acasă să-mi faci curat. Am nevoie de manager. Dar nu te-a deranjat chestiunea asta? Ce? Acceptabilă. Acceptabilă. Așa. Ce m-a frapat pe mine a fost că el te-a abordat următoarele cuvinte. El a abordat-o! Deci așa s-a cunoscut, așa a abordat-o. Era o fată de 17 ani și a zis că hai la mine acasă să-mi faci curat, că am nevoie de o menajeră. Ok. Uite, eu sunt Laurențiu, tu ești, da? Aș vrea să vii până la mine acasă să-mi faci curat. Am nevoie de o menajeră. Dar nu te-a deranjat chestiunea asta? Sau cum ai primit tu... Nu te-ai invitat la un suc, nu te-ai invitat la un restaurant. Te-ai invitat pe la el ca să-i faci curat. Mie mi s-a părut oarecum șocant, dar n-am mai întâlnit.
Deci, cum eu am fost pe la gară, m-am întâlnit cu el, el mi-a spus mie că dacă aș putea să fac curat, dacă așa, dacă aș putea să fie ca o servitoare. Mm-hmm. Dar el este un boier? Nu. Dar ce este? Dar o plătea, gen, efectiv venea și făcea curat, era plătită, gen, poate era un job. Nu știu, venea, făcea curat, dădea bani și it's ok. Dacă e vorba despre asta. E nimic, dar e... Cum, nu muncește? Muncește. Dar ce? Ce meserie are? Șef de gară. Șef de gară, bun. Șef de gară. Și trebuia să-i fii tu lui servitoare. Da, cu... lui a plăcut de mine. Asta. Mm-hmm. Are atât de multe nuanțe această discuție de 5 cuvinte. Are atât de multe nuanțe. Ții din prima clipă că el da. Te-a plăcut? Da. Da? Atracția a fost reciprocă? Sau... Nu l-ai considerat un tip interesant, așa. A venit pe parcurs dragostea asta pentru da, el. Da, pe parcurs. Pe parcurs. Dar pe moment am simțit ceva înfiorător. Mm-hmm. Înfiorător, a spus. Îți aduci aminte de ce ai simțit? Vreau să-mi povestești. Am simțit că deci mă ia cu feor tot corpul și... Deci mă... Mm-hmm. Că te topești. Da. Ia descrie, Emil. Seamănă cu Robert Redford. Seamănă... Se numește anxietate. Descrie-mi, adică că e frumos, este da, inculator, e frumos. Mândru, e cum e? Da, e foarte frumos. Mm-hmm. Foarte frumos, ai o senzație de... Că nu știi că ești pe pământ. O, Doamne. Iubita mea îndrăgostită după 4 ani de el. Spune-mi așa, la ce perioadă de timp v-ați mărturisit unul altuia dragostea? Păi asta a durat jumătate de an. Jumătate de an. Nu, deci vreau încă o dată să punem pe hârtie. Deci ei s-au întâlnit în gară random, el a abordat-o și i-a spus că are nevoie de o menajeră. Și în această activitate extracurriculară în care o domnișoară de 17 ani minoră vine la un om de 32 de ani acasă, impegat de gară, să-i facă curat, ei s-au îndrăgostit unul de altul, după care hai să vedem. Da. În care tu erai doar o menajeră. În jumătatea asta de ani, el nu avea pe nimeni, nu avea o altă legătură, nu se întâlnea cu nimeni? Nu, el a trăit în concubinaj cu alta persoană. Mm-hmm. Și aia era aici în Iași. Aia nu știa de noi, dai. Deci era amantă. Deci fata asta era amantă. Deci omul meu mai avea încă o femeie acasă și se întâlnea cu menajera. Păi și el cum se împărțea? Prima dată a fost însurat. Păi cum adică, păi și el cum se împărțea? Just say it, că omul meu juca la două capete și că împârligați două femei care s-au după el. De noi, de. Păi și el cum se împărțea? Prima dată a fost însurat, s-a despărțit de nevastă, nevasta lui a plecat în Italia și a luat-o pe alta în concubinaj și stătea cu ea. Deci când l-am cunoscut eu, era în concubinaj. Păi și ție îți convenea să fii doar amant, așa? Da, îmi plăcea de ea, pur și simplu simțeam ceva pentru ea. Timp de un an jumate ai simțit? Nu înțeleg, cine este ea? Îmi plăcea de ea? Îi plăcea de el sau de ea? Scuze, nu înțeleg. Simțeam ceva pentru ea. Timp de un an jumate ai simțit-o asta? Da. Și mai mult. Și mai și mult. Și acum. Corect. După acest un an jumat, după această perioadă de timp, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? El a plecat de acolo, de la gară. A plecat, l-a transferat la Lețcani aici. Și... Ce distanță este între localitățile astea două? Unde era el înainte și Lețcani? 50 de km. 50 de km, da. Așa. Și l-a transferat aici. Eu am încercat să-l mai caut aici, dar n-am putut să dau, deci să-l văd, n-am putut.
Of, deci a plecat și efectiv nici nu a mai băgat-o în seamă s-o folosit de ea cât ea era acolo. Să dau ochii cu ea. A venit. De câteva ori, chiar de multe ori, nu, de câteva ori mi-a venit. 20 de ori, așa, la Lețcani. Nu era de servicii, nu l-am văzut. Am întrebat de el. O venit ea de 20 de ori la Lețcani și el nu era niciodată, efectiv se ascundea. Și mi s-a zis că când a venit, când așa... Da, aia toți colegii lui de la Lețcani au spus că vedeți că vine asta, nu mai știu cum o cheamă. Vedeți că o să vină o fată și să spuneți că nu sunt aici, da? Îi spun. Și nu l-am văzut. Și după aia m-am hotărât să plec. Deci nu mai puteam să mai stau nici așa. Alina, tu îmi povestești despre o relație de dragoste care a durat un an jumate. O relație de dragoste care s-a consumat într-un apartament, într-o garsonieră, nu știu, undeva la el. Nu, în gară. Deci... În gară? Unde în gară? Pus în gară, la nivel. În podul gării? Oh my God, în gara din... Deci în gara din la Iași? În pod? Acolo? După care el sus la Lețcani? Oh my God, era atât de aproape. Era tot atât de aproape cea. Nici nu știam cât de aproape este din noi. Poftim? În gară, chiar. Adică tu îi făceai lui curat în gară? Da, sus, alea locuință. A, eu trăiam în gară. Uite și ăsta cum se uită, băi. Nenorocitule, cum te uiți așa, măi. Da, sus, alea locuință. La ce căca mă uit. Televiziunea românească în anii 2000 este savage. Asta e bună. Asta e bună. Supra gării, așa și voi vedeați oamenii până. Da. Când s-a întrerupt relația asta? Acum trebuie să fii din nou serios și încruntat. Cu aia pare că are o fantezie în gară. Efectiv se comportă ca și cum asta e fantezia lui. Am trei. Acum câți ani? Trei ani. Acum 3 ani? Da. Deci tu ești înnebunită după un om cu care ai stat undeva într-un pod al unei clădiri care era... Da. Incredibil, cum uite așa ceva. Da. Deci și ce ai făcut în ăștia 3 ani? Eu am o dragoste nemuritoare pentru eu. Au trecut 3 ani de când tu l-ai mai văzut sau nu pe Laurențiu? Da, deci l-am văzut așa, când am venit acum în țară, am fost plecată. Și când a venit, am fost la mine, acolo la sat, și l-am văzut. Deci era de servicii, dar n-am putut să stau de vorbă. Nu știu, mă reține ceva, mă... Și nu pot. M-am uitat la dânsul, mi-a dat lacrimile și n-am putut. Da, uite și acum îți dau lacrimile. De-a dreptul trist. Nu vreau să dau cu concluzii pripite, dar pare efectiv, Alina pare copilul cuiva care nu s-a ocupat ca lumea de dânsa. Și ajungi mare și ai aceste probleme de atașament cu oamenii nepotriviți. Iubita mea. Vrei o batistă? Îți aduc o batistă? Cuvântul, noțiunea de batistă! Oh my God, noțiunea de batistă! Mersi! Bine. Au trecut 3 ani de când tu nu l-ai mai văzut pe el. Ce ai făcut tu în ăștia 3 ani? Păi ce am făcut? Am fost plecată prima dată la Sâr, după aia am fost plecată la Greci. Așa, în concediu? Da. Foarte amuzant, Mircea Radu. Ai făcut o glumă, m-am... Și nu, am venit înapoi. Lasă, am înțeles. Ai fost plecată la Sâr. Ce să faci la Sâr? Ce ai făcut? Să muncească în pana mea. E un om din perioada post-revoluției, într-o țară săracă, subdezvoltată, nedigitalizată, probabil și cu o familie, nu știu cum, să muncească. Probabil. Probabil. Tot așa, am plecat ca amenajeră. Amenajeră. Da. Și nu mi-a convenit salariul. Și am plecat la Greci. Și la Greci ți-a convenit salariul? Da. Ți-a convenit salariul? Da. Tot ca menajeră? Da. Dacă... Comportă ca un unchi libidinos.
Tu zici că e cavalier. În scrisoarea ta scrie altceva, de-aia te întreb. Știi că scrie că ai fost dansatoare, domnule. Bine. Foarte frumos. Unde dansai? Dansam într-un club de noapte. A, deci au vrut să îi spună că... A, deci nu recunoști că ai spus că eventual te-ai prostituat la greci. A, oh, wow. A, dar nu, că e frumos să fii dansatoare. Ia, haide, ce mai spune. Pare, domnule. Bine. Foarte frumos. Ok, devine din ce în ce mai spicy. Unde dansai? Dansam într-un club de noapte și... Da, bărbații privesc hulpav acolo, adică să... În 3 ani de zile n-ai găsit și tu un prieten să-l uiți pe Alex, pe Laurențiu? Nu. Da, ai dreptate. Dragostea ta este nemuritoare pentru el, așa cum ai spus tu mai devreme. Îmi trebuie o informație precisă. Când l-ai văzut ultima dată pe Laurențiu? Acum cât timp? Acum 2 săptămâni. 2 săptămâni. Da. Ai vorbit cu el sau nu? Am ieșit, deci, la scara trenului, l-am întrebat ce face, dar nu mi-a răspuns. S-a uitat la mine așa, nu știu, probabil că nu m-a cunoscut. Poate că... nu te-a cunoscut. Poate. Ăla fugi de amâncă în pământul, că... Mi se pare că așa face cu toate femeile din viața lui. Și a sărat casa după el. Și am rămas surprinsă, deci am zis că este supărat pe mine, că cine știe nici. Da, e supărat pe mine. Bine. Gândește-te că Laurențiu știe cine ești. Mai știe cine ești. Și îi dă 3 vorbe acolo. Laurențiu, vreau să zic încă totuși nu te-am uitat și chiar după mult timp m-am întors înapoi și aș vrea să te văd, că te iubesc. Cu toate că nu știu ce ai considerat tu despre mine, dar vreau să zic că, cu toate că am o condiție mai dificilă, mai bună, mai așa, dar iubirea mea pentru tine nu o să moară niciodată. Te iubesc. Domnilor și domnilor, Alina. Wow. Superbă. Of, ce mi-ar plăcea să existe un scaun din asta cu ștergerea memoriei. Ca Alina să-l uite pe Laurențiu. Get over it. Of, Alina, iubita mea. Sper. Dacă iese cineva în comentarii, dacă o știi pe femeia asta, dacă știi ce s-a mai întâmplat cu ea, dacă știi cazul, vă rog frumos foarte mult, să dați în comentarii ce mai știți în legătură cu asta. Mai bine stai acolo, pentru că dacă stai acolo, cade lumina bine pe tine, știi? Da. Și îți dă o altfel de atitudine. Alina? Da. Ce mai faci? Bine. Bine, dar ți-am luat ochii în lacrimi? Sau mi se pare? Nu. Te deranjează luminile, le stingem și pentru nu? Nu. Bun. În prima ta scrisoare, ne-ai rugat ceva. În mod cu totul și cu totul special, îți mai aduce aminte ce ne-ai rugat? Da. Ce? Deci să faceți ceva ca să... să ne întoarceți prietenul înapoi. Pe Laurențiu? Da. Eu mi-aduc aminte... Abia așa-ți văd cum arată el, deci nu mai pot. Ca. Evident, dacă l-a duci în emisiune, s-a dus și a dat 2 milioane și a venit să mănâncă în pământul cu aia. Acolo ai spus așa. Aș vrea să mă ajutați să iau o decizie. Da, și o decizie. Bun. Eu îți promit... Da, și o să ia Radu. Mircea Radu decizia pentru ei doi. Și o să zic că trebuie să vă împăcați. Uit că în seara asta te voi ajuta să iau o decizie. Da. Sunt de acord. Acum. Reamintește-mi, te rog, de cât timp nu l-ai mai văzut tu pe Laurențiu? De când nu l-am văzut? L-am văzut am 3 săptămâni. 3 săptămâni, da. Dar una este să-l vezi așa trecând pe stradă și alta e să fii împreună cu el. De 3 ani. De 2 ani? De 3 ani. De 3 ani? Da. Păi bine, dar oamenii se schimbă de la o zi la alta. Ce te face pe tine să crezi că Laurențiu nu s-a schimbat în ăștia 3 ani? Da.
Păi nu știu, am încercat totuși să văd dacă se schimba sau nu. Da, Laurențiu citează acum din Freud când îl abordează acolo pe, la peronul 3 din gara din Iași. Că eu nu m-am schimbat. Știi cum e? Că dacă s-a schimbat, înseamnă că nu mai este același om care te făcea pe tine fericită, care te făcea pe tine să te simți dorită, să te simți femeie. Da. Da. Deci de 3 ani nu mai sunteți voi împreună, l-ai văzut acum 3 săptămâni. În ce prejurare l-ai văzut? Păi eu mergeam acasă la mine și el era... Și el mergea acasă la el? Nu, el era în gară. El era în gară? Și l-ai văzut? I-ai făcut cu mâna? Ai vorbit cu el? Nu știu dacă m-a văzut. Nu ți-a răspuns? De ce pe el l-am văzut? Spune-mi, acum 3 ani el era însurat? Da, stătea în concubinaj de când știam eu. Deci avea o... Acum văd că aici sunt niște scări care duc nicăieri. O iubită oficială, să zic așa. Da? Da. Din câte știam așa, da. Dar acum am înțeles că nu mai este. Că nu mai este cu ea? Da. Ba. Păi eu cred că ți-ai ales un moment bun, dacă te spui că nu. Moment foarte bun. Nu mai este cu ea, sigur că tu ai ceva informații. Și să vedem ce părere are Laurențiu. Ia! Relația dintre... Deci mor de curiozitate să-l văd pe Laurențiu cu aia. Pe voi. Îl doresc să văd. Da? Da. Laurențiu, vino cu aia, că mi-e frig rău de tot. E Viorel și Vulpița. Este Viorel al Vulpița. Vai! Tu-mi cât e de frigă. No offense. No offense. Pentru cum arată. Doar pentru ce-a făcut. Iași. Ia. Nu mă cunoști? Păi ai văzut? Hai, acolo. Du-te și acolo. Dă-i geanta. Te-am adus aici pentru că vrem să discutăm în liniște. Giugeți bărbat lucra 3 femei în același timp. Giugeți bărbat așa făcea cu femeile. Ia uitați ce rupea Costel, ce rupea Laurențiu. Ia uitați Laurențiu ce juca femeile pe mână în 2005. Niște frumos, vezi, un mesaj. Pe o cafea? Nu, mulțumesc, mă servit. Nu e o trăvită, fii atent. Mă servit, totuși. Câte cafele bei pe zi? 2-3. 2-3? Televizorul. Uau, dar ce cadru, man! Parcă e compilație de-asta de pe TikTok, Momente OTV 2007. Laurențiu, vreau să zic că totuși... Se vede că o fugi de ea, da. Se vede că se ascunde de ea și încearcă să minimizeze interacțiunea cu dansa. Eu te-am uitat și chiar după mult timp m-am întors înapoi și aș vrea să te văd, că te iubesc. Cu toate că nu știu ce ai considerat tu despre mine, dar vreau să zic că cu toate că am o condiție mai dificilă, mai bună, mai așa, dar iubirea mea pentru tine nu o să mă amem niciodată. Te iubesc. Asta a fost o greșeală mea. Cum e greșeală? Dar tu, dragoste, e greșeală, Laurențiu? Da, e copilă. Și în plus de asta a fost acum nu știu câți ani. Tu o cunoșteai pe soția ta atunci? Da. O cunoșteai pe soția ta atunci? Erai cu ea și ea... Da. Era cu soția, cu concubina și cu ea. Dacă am înțeles bine, dacă nu doar o înșela cu fata asta, care este o greșeală. O cunoșteam, deci nu eram cu soție. Un an jumate a greșit constant, chat. Greșea, Laurențiu a greșit un an jumate, acolo sus, în podul gării din Iași. Aha, dar nu era însurat. Nu. A, păi nu era însurat, păi, na, dacă nu ești însurat... Păi mă dați seama, șeful lui impecat de la Iași cu colegii de muncă, când s-a făcut relația asta publică, au venit ăștia peste dânsul, i-au dat 2 milioane și... bagă. Însurat? Nu se... nu este atât de grav, pentru că ea... Am înțeles că a fost plecată 2 ani de zile, știi? Știai? Da, știu. Așa, a fost plecată și nu te poate scoate din minte pentru că ea te iubește foarte tare și ea nu a venit aici să te desparte pe tine de soția ta. Sunt căsătorit și îmi iubesc foarte mult soția și nu a fost o trecut. Cât ai stat tu cu ea? Cât nu mai aduc aminte? Un an. Un an de zile? Da.
Și de ce nu ai... A iubit așa de mult soția încât a avut amantă un an jumate, chat. Așa de mult a iubit-o. Încercați să ai o relație mai profundă cu ea. Ce-i lipsea Alinei? Nu-i lipsea nimic, dar... Ce l-a prins? Ce l-a prins? Soția lui uitându-se acum la această emisiune cu Mircea Radu. Am mai avut alte probleme. Ce probleme ai avut? Deci am mai fost căsătorit odată și... Păi și ce asta? E vreo problemă? Da, este. Bravo, Mircea Radu. Păi desparte de soția ta și fii cu această femeie. Pentru mine, de exemplu, este. Tu mi-ai spus ceva? Da, prima soție, mai am copil acum, deci nu e la mine, e mai greu, știți cum e dificil. Da, știu. Și copilul mai... Cum da, știi? Întreabă de tine, mărișor... Copilul e plecat la București acum, ne vedeam foarte rar. Cu soția ta de acum te înțelegi bine? Foarte bine. De cât timp sunteți împreună? Deci de 4 ani. De 4 ani. Ce înșela Laurențiu femeile? Deci concubina cu care era atunci, pe care o înșela cu Alina, este actuala soție pe care o iubește foarte mult și care i-a greșit în mod constant un an jumate. Sper. Și cu Alina ce facem? Vrea să te vadă. Nu vrea să-ți ceară, nu vrea să... Nimic. Vrea să te vadă pentru că te-a iubit foarte tare și nu te poate scoate. De ce trebuie să înțeleagă? Nu se poate. De ce mi-a explicat de el la bun început? Nu știu. Deci nu. Eu lucrez undeva la Vatican și deci mă văz un loc să mă vadă. Ea mai încercat să dea de tine? De ce l-a abordat-o pe stradă? Ca să o joace o leacă, să o apropie de el, ca să facă sex cu ea. Efectiv, despre asta este vorba. Și ea, copil fiind, cine știe ce situații mai avea acasă și ce tip de atașament are și mai departe, și efectiv, femeia mea nu poate să treacă peste, când el a vrut doar distracție cu dânsa. Da, din trei ani, deci mi-a făcut cu mâna, știu. Dar eu... Tu ai refuzat orice contact cu ea? Da. De aia i-am spus de atunci. De atunci, de când? Înainte să plece ea? De când am plecat eu. Înainte să plece ea la greci. Da. Tu știi ce a făcut ea la greci? Ce-a făcut Mircea Radu la greci? Da, te rog. Da, eu zic să faci un poster, să-l pui în locul la păcăneri acolo, pe clădirile mari, și să spui ce-a făcut Alina la greci. Nu, dar nu imaginez. Există meserii pe lumea asta atât de multe pentru imaginația noastră. Cum adică îți imaginezi? Ce? Da, era profilată pe dans modern, am înțeles. Concluzia este în următoarea întrebare. Te întâlnești cu ea, să-i spui: fată, uite cum stă problema, eu sunt însurat, nu vreau să te mai văd, sau o lași să tot spere așa, pentru că eu degeaba mă duc la ea, îi arăt ce am discutat cu tine, pentru că eu o să zic că da, lasă, că n-ai știut tu cum să-l iei și nu cred că o să te lase în pace. Nu, se termină acum! Mai avem 15 secunde, așa? Da. Nu cred că o să vină. Stai. Ne reclamă cu Garcia? Garcia și Oltenii, trebuie să vedem partea a doua! Oh my god! Where is part 2? Te-a sortat și... Ce-i asta? Nu există continuarea? Nu există continuarea. Dacă găsiți continuarea, vă rog foarte mult să-mi trimiteți. Nu! Vă mulțumesc foarte mult dacă ați stat până acum și îmi pare foarte rău că nu există continuare, e posibil să nu existe nicăieri. În
Îmi pare rău, clipul s-a terminat așa. Dacă o să găsesc continuarea, o să facem un videoclip de... O să facem un videoclip partea 2 de la episodul 2. Până alta, vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi cu mine. Sunt dezamăgită, tare mică. Nu, cred că o să-i spună. Cel mai probabil o să vin, dacă vine în emisiune, părea că vine în emisiune. Să-i spună că nu mai vreau și efectiv să spună că gata. Eu acum trebuie să fiu bărbat la casa mea, am învățat din greșeli, am dat fail de 3 ori deja până acum și vreau să trecem peste, să trecem primul rând tu peste, fie ceva genul să fie. Da, vă mulțumesc că ați stat cu mine până acum și rămâneți la curent, căci dacă găsesc continuarea, tot aici o postez. Vă mulțumesc foarte mult, o zi frumoasă în continuare, multă sănătate și nu uitați să dați like acestui videoclip dacă v-a plăcut. Și dacă sunteți abonați, vă invit, vă mulțumesc foarte mult pentru tot și o zi frumoasă în continuare. Pa, pa!